Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod Wings and Dreams. Astăzi cu David, fără Maria. Da, iar începem să filmăm, să vă batem la cap, nu? Asta e, asta ne-e meseria, asta facem. După ce am luat o pauză îndelungată, o să ne apucăm din nou să filmăm. Păi n-am fost pauză, până am avut de fapt foarte, foarte mult de lucru. Am zburat foarte mult și când zburăm cu pasagerii noștri. Da. Nu putem prima și nu vă putem arăta. Dar acum încercăm cumva să îmbinăm utilul cu plăcutul. Așa. Și azi plecăm la zbor. O să mergem la Constanța astăzi. Dar până să mergem la Constanța, o să mergem până în oraș și în București. Lăsăm ceva. Așa. Și după aia ne întoarcem la aeroport și voiam să vă arăt cu ce mergem noi și cât de ecologici suntem. Și când spunem noi, se referă el. Uite. Mers cu mașina asta zilele astea. Cred că știți, nu? Renault Zoe. Bă, e keyless, e talent mașina. Așa. Deci ce o să facem? O să mergem la Constanța, după aia o să ne ducem până la Tuzla să-mi iau eu mașina și apoi mâine o să plecăm la... Păi nu, mai avem de mers până la birou. Da. Trebuie să primim exact coordonatele, mergem să vedem o locație foarte importantă pentru companie. Primim locația GPS. Dă-te mai așa. Așa să intre mașinuța asta. Da. Mașinescu. Da. Mergem la birou, primim coordonatele pentru mâine. Avem o arie pe care trebuie să o survolăm undeva în vestul țării. Da, da. Mâine avem treabă. Sper până... să vă luăm cu noi pe călătoria asta. Cumva să filmăm doar în față și doar între zboruri. Dacă reușim, bun, dacă nu... Bine, dar până atunci trebuie să ajungem la Constanța. Și la vremea Tuzla. Este... E superbă. Da, superbă. Hai să mergem. Da, deci vreau să vă arăt mașina asta. Băi, îmi place rău de tot mașina asta, ce frumos e. Ia uitați ce murdară e, nu, așa am luat o murdară, n-am murdărit-o eu. E mișto, am și încărcat-o. Mergem mai departe. Zi. Vii cu mine până la birou sau nu? Păi, mergem cu asta. Serios, zic, bă, hai, urcă-te. Eu te stau, voia să... Da. Deci am spus acum 20 de minute că plecăm în 2 minute și până acum am stat pentru că Bogdan a decis să meargă cu mașina lui și a decis să-mi arunce cheia de la garaj de aici din mașina lui să o arunce în mașina mea și bineînțeles că nu a reușit și a picat telecomanda, mai bine zis, fix într-o băltoacă și am stat până acum să curățăm telecomanda ca să putem să închidem ușa de la garaj și ușa de la... și poarta de la curte. Vezi ce se întâmplă că nu... Dacă venea cu mine cu mașina asta și nu insista să meargă cu mașina lui, totul era bine și frumos, dar el nu a vrut și... Na. Mergem mai departe! Sunt la aeroport la Băneasa, am depus planul de zbor, mergem, alimentăm avionul, mergem de aici la Constanța, rămâne la Constanța, mâine plecăm în cealaltă parte a țării. Adică mergem cu gazul full, asta era ideea. Asta era full, da, când ne gândeam că poate mergem mai... Da. Băgând doar 5 ore de zbor, nu, noi trebuie să avem full. Și merge să plătim parcarea la Băneasa și după aia ne urcăm în avion și dăm bătaie către Constanța. Și o să-ți arăt ceva la poziția de parcare acolo, pe care tu o să fii uimit. Unde e parcat? O să vezi tu. Nu cred că ai mai fost la parcarea aia. Parcare nouă, genunțele. Hai, pa. Pa. Dacă am ajuns la avion, uite așa se face când ajungi prima dată. Pac, pac, pac de acolo. Am băgat și benzină. Am băgat 236 de litri. N-ai băgat oricum. Mi s-au băgat 236 de litri. Mai departe facem o decantare. O decantare și mă bag la ulei. Cine e interesat, dai să vezi. Așa. Trebuie să punem ulei. Cum punem ulei? Fii atent. Iei uleiul de aici. Uite, asta este uleiul. 20W50. Până la schimbul următor mai folosim pe ăsta, după aia o să trecem pe Shell. Și avem aici de la ei o treabă. Fel de pâlnie. Scos frumos asta așa, că asta l-am pus ca să nu să se umple de ulei punga. Ia uite ce e aici. Pui frumos în punga aici, lucrăm foarte curat. Deschizi asta, bei o gură, să vezi dacă e bun. Și cum e? E ce trebuie? Fenomenal. Și gata, asta e tot. Ia zi, ce ai făcut? Ce ai avut? Băi, vreau să vă spun că am făcut decantarea. Da. Avem noroc, nu avem apă. Da. Și la un moment dat era pe un aerodrom de iarbă. Da. Unde toată lumea, sau practica generală, e să arunci combustibilul pe jos. Și lumea, că bă, că nu protejați mediul, nu sunteți ecologici, că ar trebui să vină Crucea Roșie. Ne-a scris cineva acum că în Germania ne-a fi luat amendă 4.000 de euro pentru treaba asta. Și vreau să vă arăt că ne-am însușit criticile. Critica, da. Și am făcut un update la creier, da? Și acum când fac decantarea, evident dacă nu am apă, că dacă am apă, nu vreau să o pun înapoi. A, îl torni înapoi acolo, asta da. Ce ai făcut, mă, că e plin? Unde se torni? Pune-l, mă, că în cape, stai liniștit. Sigur să vede ce faci tu acolo de aici. Gata, bravo. Vreau să vă zic că e diferență între cât combustibil ai acolo și cât poți să folosești. Da. Sunt vreo 5 galoane care sunt unusable. Nu e ca la mașină, ce-i drept? Da, când e pe roșu, de fapt, e
pe sec. Hai aici să vedem ce face Master aici David. Aici rămân vreo 20 de litri. Ați putut spui ce fac? De acolo, peste motor. Ia vezi, mă, curge? Pe curs curge, nu știu unde curge. E bine, mă. Nu? Să ne zică lumea că nu văd. Bă, n-am dat, bă, pe lângă deloc. Și asta pentru că e zgârcit. Pentru că David nu ar vrea să piardă cumva 10 grame de ulei. Bă, știi cât costă? Bă, uleiul e scump, vine din Germania, pe o comandă. Deci el nu dă pe lângă pentru că e zgârcit, nu pentru că e foarte atent. Auzi, asta... vezi că e scump totuși. M-am uitat, un litru de castrol este mai scump decât ăsta. Ăsta cât e? Ăsta e 10 euro. Pe celălalt am dat 8,30 euro fără TVA, pe Shell. Că deja noi, băieți buni, deja am cumpărat altul. Asta, da, de fapt, nici măcar nu se măsoară în litri. Este o cutie care nu are un litru. Are un quart. Un quart, asta e numărătoarea americană. 946 de mililitri. E pe stilul David, nu e un litru, este 946 de mililitri. 950. Aproxima David. Cât e ceasul? E timpul tot. E și 9 minute, 12:09. Nu avem plan de zbor pus la 1 sfert, mai avem 6 minute, este on time. Ceas. Mă apuc de aranja cabina, am pregătit cabina de zbor. Bă, ce greu să fii înalt. Am plecat, numai bine. La revedere. Mulțumim. Așa. Ne vedem mai încolo. Ne vedem pe zbor. Până să aveam o dimineață, vă spune November 908 Tango Charlie, informația Tango la bord, solicităm pornirea motorului. Bună dimineața, 908 Tango Charlie. Pornirea aprobată, QNH-013 cu Tango 07 în serviciu. Punerea motorului aprobată, QNH-013, pistă în serviciu 07, 908 Tango Charlie. Bun. Ce faci acolo? Aha, înțeles. Se știe că plecăm. Deci dai drumul la baterie prima dată. Bogdane, să nu te faci de rău, să ai pornit motorul tot timpul până acum. Acum când te filmezi prima dată când îl pornești. Așa, lasă-mă că nu, azi se merg. Asta e, așa. Clear! Ia să vedem. Hai să vedem. Hai cu aia, da? Ca de obicei, unul zboară, unul e pe vorbă, vorba multă sărăcia omului. Da, chiar că. Astăzi e David la Papagal. Am pornit motorul, după cum vedeți, ne-a ieșit din prima. Băi, la început mi s-a părut complicat să pornim o Cessna. Cred că la amândoi. Mie mai greu decât ție, dar pentru mine a fost... Păi eu mai aveam experiență. Da, la mine a fost first time. Nu. Nope. Da, e adevărat. După câteva starturi, 3, 4, 5, 10 starturi, merge ca uns. Chiar sunt mândru de treaba asta. Bă, cum ați văzut, l-am pornit și astăzi. Mai stăm câteva minute până se încălzește motorul. Noi am explicat vreodată până acum de ce e greu cu pornirea la motorul ăsta? Nu cred că am explicat neapărat, nu? Nu. Uite, până încălzim uleiul, hai să explicăm. E foarte simplu de ce, nu? Pentru că e un motor fără electronică și trebuie să faci tu tot ceea ce face calculatorul. În funcție de ce vreme e afară, trebuie să știi câtă benzină să-i dai la început. Câtă benzină, cât aer și când îi dai scânteie. În mare parte. Da. Scânteie, când îi dai să învârtăm. Când îi dai drumul la benzină, ca să nu-l neci. Asta e ideea. Și eu lansez o provocare pentru cei care vor veni la un fan meeting cu noi, că o să facem noi ceva întâlniri sau așa. Cine pornește motorul din prima... Îi dau cartea, citește, și cine îl pornește din prima? Facem un zbor cu el. Cald, rece, îl dăm cald ca să nu pornească. Exact. Da, așa. Am resetat toate astea pe aici, camerele merg. Resetat combustibilul? Da, am resetat și combustibilul. November 908 Tango Charlie. Solicităm rulajul și suntem gata de copiat. November Tango Charlie, cu mașina Falomii până la așteptare 07. A autorizat zborul către Constanța, ieșire pe la Islazul, dacă doriți, și Alfa 6776. 6776 și ieșire pe la Islazul, autorizat zborul către Constanța, November 908 Tango Charlie, urmăm pentru luaj mașina Falomii. Mulțumim. No, i-am dat aici logo box, merge singur, fără probleme și acum deschid geamul la loc, că mi-e cald. Bine, zici. Așa, și urmează ca de mâine cel mai probabil să avem montură și în exterior, pe aripa stângă. Am spus și v-a spus și el, o bătaie mare de cap până găsești soluțiile tehnice. Durează o groază de timp, din păcate. A, uneori după aia merită. Cred că mi-e treaba asta cu monturile și cu GoPro-urile. Fac zborul uneori să fie foarte complicat. Adică ești pe fugă, repede ai plan de zbor, trebuie să decolezi, trebuie să fii la timp. Ai pasageri care trebuie să fie undeva la timp.
Și tu spui, stai că nu am pus GoPro-ul, stai că nu am baterie, stai că s-a supraîncălzit mizeria. E într-un fel. Așa e, din păcate. Facem cu drag. Se zic că ne este bun acum. Vezi că deja am ajuns la holding point. Da. Este rapid. Așa, stai așa să-i zic lui omul ăsta și... November Tango Charlie, rămâneți la așteptare 07, avem trafic pe finală pentru aterizare 07. Pentru decolare, contactați turnul pe 125205, la rest, Borușor. 125205, mulțumim frumos, November 90, Tango Charlie. E momentul pentru probele de motor. Așa puțin, acum trebuie să închidem geamurile. Da, o să fie gălăgie. Turnul Băneasa, bună ziua, vă spune November 90, Tango Charlie, așteptare 07, o să rămânem aici cauza traficului și pentru probe de motor. Bună ziua, November 908, da. Tango Charlie, tunul Băneasa, confirm. Uite, ești avion de la Academie. Așa, unde este Cojeștiul? Cojeștiul este pe pus pe rută. Cojeștiul, ieșirea pe la... cum a zis? Islazul este la sud de Cojești. Trebuie să primim clearance-ul, să intrăm cât de curând. November 908, Tango Charlie, aveți aprobat linierea pista 07. Liberă intrare linierea pista 07, November 908, Tango Charlie. Colăm fără flaps, că suntem ușori. Ușurei. Parcă. Bine, avem și pista lungă. Ia uite ce e în față, ce dă nori. Zilele astea n-au fost prea prietenoase cu aviația generală, ce-i drept. Să venim și cu aia comercială. November 908, Tango Charlie, după plecare direct de Morax. Ne auzim la travers nord sau vertical Morax, 1000 de picioare, QNH 1013. Vântul acum din 35 grade cu 119. Dure, aveți aprobată decolarea 07. Liberă decolare, după decolare 1000 de picioare, travers Morax sau verticală Morax. November 908, Tango Charlie, mulțumim. E în altă zonă, îl știu și pe Morax, nu e problemă. Așa, se schimbă, să închidem geamul și let's go. Așa. Rom plin. 2400 RPM-ul, 31,5, 38, ok, speed puțin. Alive, 59, 60. Ridicăm. X on. Așa. Punem pe pilot automat imediat, după 700 de picioare. Începem să mai reducem puțin din motor. Suntem ok, suntem în parametri, temperaturile bune, motorul setat. Fuel flow, consumul, toate sunt perfecte. E foarte mișto când zbor jos, la altitudine mică, la 1000 de picioare, cum suntem acum. Vezi bine afară, peisajul e superb, mai ales vara. Singurul downside e că în cazul în care e o problemă tehnică, într-un singur motor, o să planez până, zi tu până unde? Până aici. Până în cazul de față, până în grâu, sau în ce e aici, floarea soarelui. Da. Aici e o zonă oarecum ok și ai unde să-l pui. Vreau să le răspund la câteva comentarii de pe YouTube, dar nu mi se încarcă, na, nu merge internet aici. La mine, poate merge mie. Așa. Sau pe tableta. Deci, în primul rând este unul, că nu are rost să... Da, fără nume, fără public shaming. Așa. Care vorbește prostii. Ne-a spus că să nu mai vorbim romenglish și că suntem doi loseri. Two losers. Vreau să-ți transmit pe această cale, dacă urmărești vlogul, că... Noi vorbim romenglish când suntem în avion, pentru că sunt termeni tehnici care sunt mult mai populari în limba engleză decât în limba română și sunt mult mai ușor de înțeles. Înțelegi? De asta vorbim romenglish. Dacă vorbeam cât de... Uite cât de mesmerizing este peisajul, sau dacă ziceam, wow! Am intrat în cloud, atunci, da, vorbeam romenglish. Alminter nu vorbim romenglish, așa că eu zic să te gândești de două ori înainte să dai un comentariu de genul. Asta oricum mai e încă o latură a problemei. Într-un spațiu aerian care e aglomerat și în care sunt oameni care nu sunt vorbitori de limba română, e o chestie care se cheamă situational awareness, da? E în engleză termenul, care presupune sau care prevede ca fiecare participant la trafic să înțeleagă unde este ala din stânga, ala din dreapta, ca să evite coliziunile. E important să te faci foarte bine înțeles de ceilalți colegi de zbor. Da. Ai engleză, ai străin, ai nemți, ai ce-o fi, îi dai în engleză pentru că engleză este limba oficială în aviație. Așa, mai sunt două întrebări. Legat de razele solare, parasolele se pot pune pe geamul lateral, bla bla bla. Așa, deci, există un, pentru avionul ăsta, există un pachet de parasolare ca și pentru Diamond, la fel de scump, bineînțeles. Pun peste tot, însă la Cessna nu ai nevoie pentru că aia are pe sus, însă o să cumpărăm unul
aici sus. Să vină ca la mașină, exact. Să vină, exact. O pandă de aia care acoperă partea de sus. Așa. Și că ionizarea geamurilor este o opțiune în aviație. Prima dată vreau să spun că asta nu e geam, asta nu e sticlă, asta este plexiglas, din ce știu. Și nu știu dacă este o opțiune, habar nu am. Oricum, în aviație nu poți să pui folii cu pui pe mașină, pentru că anual când mergi să-ți iei verificarea, navigabilitatea avionului, dacă ai niște folii sau chestii care nu sunt în regulă, spui papa avionului. Adică rămâne la sol până remediază problema, ai remediat-o, vine un inspector de la autoritate, observă că e remediată, semnează și îți dă drumul la zbor. Adică, nu te joci. Exact. Așa, și mai e o întrebare aici, ce folosim pentru Crystal Audio? Deci, la sol avem un microfon Rode, avem două seturi de lavaliere, unul dual channel și unul three channel de la Saramonic. Și în avion, uite, avem cablul ăsta, care este avem un splitter acolo în care se conectează casca și din cască iese sunetul aici frumos și intră în controlul ăsta de sunet în care bagi jack-ul și după aia îl bagi în GoPro. Asta folosim. Nu e mare inginerie. L-am primit de la un prieten, de la Mario. Bine, avem două, unul e al lui, într-adevăr. Așa că Mario, mersi mult pentru suport, ești parte din echipa Wings and Dreams, fără să știi. Așa, și a mai comentat cineva odată că de ce ținem microfoanele băgate în gură. Așa ne place nouă. Da, exact. Uite de ce îl ținem băgat în gură, pentru că dacă încep și îl depărtez așa, nu... Sunt boom microphones, exact. Captează sunetul de foarte aproape. În avion, în momentul de față, probabil aici. Hai să facem un test, fiți atenți. A câți decibeli sunt în avion? A, uite, sunt peste 100. Hai să vedem. E că într-un private jet sunt pe la 80. 80, da. Și aici, ia. Îmi bag ăsta reclame, mă, nu am cumpărat aplicația. 80 și bla bla bla, 90. Uite, sunt, nu știu dacă se vede, am folie din asta, să nu se uite fetele ce scriu. Ce mai Delta November, pe Delta ce foarte, e zgomot foarte mare. Și nu e numai la avionul ăsta, în toate avioanele, mici, da. Numai în planuri nu se aude decât vântul. Asta și, sunt și așa de scumpe căștile astea pe care le avem noi. Astea sunt niște căști Bose A20, nu cred că am vorbit vreodată despre ele. Nu, noi avem două tipuri de căști, avem Bose-urile A20, da. Și mai am și David Clark-urile alea vechi. Da, te-ai lăsat oricum, văd că dacă ai Bose. Da, a fost o decizie inevitabilă. N-aveam cum să rămân cu ele. Crede-mă că David Clark-urile erau mai comode pe ureche, dar mai neplăcut de operat, plus că aveau dezavantajul de a se dezintegra. Că săptămâna asta a trebuit să mergem după avion, săptămâna cealaltă a trebuit să mergem să ne luăm avionul. O să băgăm din nou Diamondul în vloguri. Da. Acum am fost entuziasmați, cu Cessna avion nou, un new entry pe piață pentru noi, l-am zburat o grămadă, ne-am făcut amblaua, am zburat mult cu el, am filmat, vi l-am prezentat, dar acum o să începem să mixăm. Da. Probabil că... Când facem un zbor în formație? Trebuie să facem un zbor în formație, ce-i drept. Da, da. O să facem un zbor în formație. Nu știu când, și-l facem deasupra mării. Și am putea să luăm și, oricum, noi am făcut un giveaway. Trebuie să vină persoana care a câștigat giveaway la zbor atunci, cu noi. Hai să mai dăm un giveaway și mai pentru... dăm un giveaway și facem un zbor în formație. Anunțăm acum giveaway-ul, o să-l facem, nu acum îl facem, dar... Să urmeze un giveaway, după ce o să apară clipul ăsta. Și o să facem, o să fie caterincă. Plus de asta, am mai vorbit eu cu Maria și vreau să zic și acum, să facem un fel de meeting-uri, dar nu vreau să spun fan meeting-uri, vreau să spun că o să ne întâlnim cu oamenii, facem un grătar, eventual mă gândeam să ajungi atât la Frătăuți, odată la Oradea, dacă vine ceva la Ineu, la locurile astea primitoare, frumoase, știi? Unde să ne întâlnim lumea. 10-20 de oameni, mâncăm, bem ceva, discutăm, vă arătăm avionul, dacă vă interesează. Vreau să spun mai devreme că am avut o super dimineață, bă, rar se întâmplă să zburăm și să nu fim contra cronometru. Azi doar un zbor de relocare avionului către Cogălnicianu. Putem să mergem. Am plecat când a fost vremea mai frumoasă. După ce ne-am băut cafeaua, am mâncat micul dejun. Ce efectiv e un zbor parcă de agrement, un zbor de plăcere. Mâine n-o să mai fim îmbrăcați așa, mâine o să fim îmbrăcați frumos la cămașă. Aranjați, freza făcută. Hai că bună ziua, ne vedem la aterizare, că oricum nu mai avem ce să mai zicem. Lasă camerele astea să meargă și Doamne ajută. Doamne ajută. Când ați mai văzut voi un vlog cu aterizare la Constanța?
Mult timp. Certo. Long time no see. Nu am fost la Constanța destul de rar. Cu tot fără filmări, nu prea mai abuzat de Constanța. Abuzat? Da. Ok, pista la vedere. E drept, a fost foarte multă activitate aici recent. November 908 Tango Charlie, vând din 340 cu 14 noduri, pista 36, aprobă aterizarea. Liber aterizarea, pista 36, November 908 Tango Charlie. November Tango Charlie, pentru parcare aveți locul numărul 1, să raportați dispecerul la vedere. Poziția numărul 1, raportăm dispecerul la vedere, November Tango Charlie. Cum a trebuit să fie venit Maria să ne ia? A venit sau nu? Nu știu când am decolat, am rugat-o să vină să ia peste o oră de la Constant. Maria, bă, n-are cum să uite de noi, e Maria noastră. E dispecerul acolo? Da, e. Dispecerul la vedere, November Tango Charlie. Confirm November Tango Charlie, urmăriți instrucțiunile dispecerului. Mulțumim, la revedere. Da, cam asta a fost. Acum să știți că o să opresc camera. Pentru că aici e mai... Da. Deci nu avem voie să filmăm. Avem voie să filmăm și ne vedem din parcare, nu? Ori din parcare, ori ne vedem mâine. Nu, din parcare. E, încercăm să vă ținem cu noi și mâine pentru vlogul următor. Ne pup. Gata. A luat un Uber de la Constanța, de la aeroport. Nu prea ne place că a venit cu un local. Da. Șoferul, în schimb, e de nota 7. Ce zici? Nu mai știu asta, asta, mă nebunilor, da, a? Dar tu ai lămâi în geam? Nu. Dar ce să mai arată, Vale, asta face Maria în timpul liber. Nu zboară și când nu muncește, face și bani. Face Uber. Bă, dacă făceam Uber, chiar făceam bani. Bă, dar s-a nimerit bine fix tu să fii pe cursa asta, adică nici n-am știu că piști tu. Și când zic, bă, Maria, șoferul dumneavoastră. Am ales mașina asta care era cea mai ieftină. Da. Are experiență, 200 de curse făcute deja. Cum 200 e? De curse? Cum e la Uber? N-am niciodată 200 de curse. Nu? Nu. Cum e? Nici 4 ore de condus n-am. Ia spune-ne tu nou, cum e de la Audi RS4 cu care ai ieșit în decor, la Dacia Logan 1510i. Cam asta a fost pentru ziua de astăzi. Vă mulțumim frumos că vă uitați la noi. Băieți, iau cel mai tare șofer. Sper că ai și un vlog reușit. Până data viitoare, nu uitați să apăsați pe butonul de like, share și subscribe la canal dacă nu ați dat deja. Ne apropiem ușor, ușor de 10.000 de poco. 10.000 de subscriber, adică. Așa. Și probabil că la sfârșitul lunii septembrie o să avem 100.000, cine știe. Nu? Sunt sau sunt prea. Spre milion. Da, spre milion. Un milion de mulțumiri. Vă pupați. Eu am fost David, ea e Maria. Pa, pa, conduce Logan albastru, Bogdan e Bogdan. Bogdan e Bogdan. Și acum scutura. Nu, lasă așa să stea acolo, nu? Aha. Stai să mă asigur că... A, cum să mă asigur că e aia pusă acolo? N-am vrut să mă asigur. O să fie pe stilul tău, e 950. Așa, așa, acum. Punem înapoi totul, lucrăm igienic. Este foarte important să lucrezi așa cu uleiul, pentru că poate deveni frustrant la un moment dat. Păi și te umpli. Gen, nu mai scap de unsoarea asta, efectiv, e... Bă, că rămâi pe unghii, sub unghii îți rămâne uleiul. Știi gluma aia? David, mai ești cu negru ăla? Da, care, sub unghii? De sub unghii, da. Da. E foarte enervant. Dar uite, cam așa pui ulei la avion. Ca idee, de ce punem ulei la avion? Pentru că motorul e făcut să consume ulei și consumă cam un litru la 15 ore, 22 ore, depinde de la ce regim mergi cu el. Hai să spunem oamenilor de ce e important, nu, cât de important e uleiul în aviație, ce face el, de ce se consumă. Păi, ca și la mașină, nu? Are trei funcții de bază. Răcește și întreține... Curăță. Și curăță, da. Și protejează împotriva coroziunii. Sunt uleiuri, de exemplu, care sunt bune, au proprietăți anticorozive, foarte bune. În momentul în care avionul stă, inhibă coroziunea și... Pune și bagajele. Da. Un laptop cu astea. Cineva a fost la cumpărături? M-am dus și mi-a mai luat ceva de îmbrăcat. Că la benzină e mult mai curat uleiul decât la diesel, decât la Diamond. La Diamond băgai, mergeai o oră, era negru tot uleiul. Aici, cum ai zis tu că e? Miere. E ca mierea. Exact.
Bă, poți să gătești cu el, e ca ulei de cocos. Da, vremea e bună. Să dai pe față. Schidem aici. Ce dragi aveți pe voi? Așa, mă duc să-mi deschid ușa pe partea asta la altă. Da. 1, 2, 3, mă auzi? Mic check, da. 1, 2, 3, perfect. Bun, hai că i-am dat și la asta să filmeze. Așa, avem pista 07, mergem la 1800 de picioare. Vezi că nu te aud. 1, 2, 3. Da, stai, ia zi acum ceva. 1, 2, 3. Da, e bine. Sigur? Da. Bun. Mă zaibește asta. Ce mi se pare că se aude ciudat, parcă nu mă aud încă, știi, singur. La mine, de aici. 1, 2, altceva. Acum e bine. Acum se aude? Da. Da, am ieșit din... A, nu am ieșit din temea. Da, am ieșit din spațiu, de la Băneasa și... De la 1800? Da, noi am ieșit din spațiu, dar n-am vorbit cu nimeni, nu? A, ne-am vorbit cu ei. Deci nu știu unde suntem, ce localitate e asta. A, la Recliu suntem. Așa. De aici, de la Lecliu, sunt eu, ca idee. Adică aici stăteau bunicii mei, într-un sat mai jos. Mereu, când eram la școală și acum mă duc, mai e taică-mi acasă, mai fac o trecere așa deasupra casei, bam. Chestii ce începea să aibă pica și GoPro-ul